Solidaritatea de vrea Concluziile sondajului comandat de Partidul Național Liberal și realizat de firma SC Novel Research sunt următoarele. Președintele României, Klaus Iohannis, conduce detașat în încrederea locuitorilor județului Sibiu, având o încredere de 62%. Primele trei personalități la nivelul încrederii în județul Sibiu sunt Klaus Iohannis, 62%, Dacian Cioloș, 48%, Raluca Turcan, 40%. Partidul Național Liberal, în urma analizei sociologice, se consolidează ca principala forță politică a județului Sibiu, fiind cotat ca prima opțiune de vot cu 42%. Este urmat de PSD 31%, FDGR 11%, PMP 6%, ALDE 5%, USR 2%, UDMR 2%. La nivelul percepției partidelor politice, PNL este considerat ca fiind un partid corect, cu oameni competenți, în timp ce PSD este perceput ca un partid corupt de cei mai mulți locuitori ai județului Sibiu. PNL este de asemenea perceput ca un partid preocupat de nevoile sibienilor, care acționează pentru înnoirea clasei politice, în timp ce PSD este considerat de cei mai mulți dintre sibieni ca fiind un partid mai puțin interesat de a schimba lucrurile în bine în județul Sibiu și de a găsi soluții la problemele locuitorilor județului. Pentru aceste afirmații există slide-uri cu datele din sondajul de opinie. Așa cum am menționat, aceasta este percepția la nivelul locuitorilor județului Sibiu. O altă concluzie a sondajului de opinie comandat de Partidul Național Liberal este că în urma campaniei de alegeri locale, încrederea în personalitățile publice ale PNL de la nivelul județului a crescut. Membrii PNL înscriși în competiția internă pentru Parlamentul României au următoarea cotă de încredere la nivelul de încredere în rândul sibienilor. Raluca Turcan, 43%, Mircea Cazan, 28%, Cristine Telman, 21%, Nicolae Neagu, 18%, Constantin Șovăială, 14%, Virgil Popa, 14%, Ioan Tămâian, 12%, Florin Neag, 12%, Diana Pavelescu, 11%, Marcel Luca, 10%, Gabriel Budescu, 9%. De asemenea, percepția că lucrurile merg bine la nivel național este dominantă în județul Sibiu, 61% dintre sibieni fiind mulțumiți și foarte mulțumiți de activitatea președintelui Klaus Iohannis. La nivelul județului Sibiu, percepția că lucrurile merg bine este dominantă. 36% dintre sibieni consideră că lucrurile merg bine în județul Sibiu. Vă voi pune la dispoziție aceste slide-uri și mai fac completarea că în urma acestei prime analize pe care am efectuat-o în ședința de birou permanent județean de ieri, vom avea o ședință săptămâna viitoare și vom încerca definitivarea listelor pentru Parlamentul României. Sondajul de opinie reprezintă o componentă importantă în desemnarea finală a celor care vor reprezenta PNL în alegerile parlamentare. Dacă aveți întrebări. Aș vrea să încerc scuze la început. Sondajul a fost făcut doar în județul Sibiu, eșantionul, dacă ne puteți spune? Eșantionul este reprezentativ la nivel de județ Sibiu pe un număr de... vă spun imediat. Și marja de eroare. Marja de eroare, Andreea, te rog. Da. Dar o să vă pun la dispoziție și aceste date de... Puteți să-mi spuneți perioada în care a fost făcut acest sondaj? Și lucrul acesta vi-l spun, am pregătit slide-ul. Toate filialele. Am făcut o sinteză. Toate filialele de... Nu cunosc lucrul acesta. Știu că s-a realizat un sondaj la nivel de municipiul București. Mai sunt județe unde s-au făcut sondaje de opinie. Însă noi am ținut foarte mult și am decis în unanimitate, în biroul permanent județean al PNL Sibiu,
ca o componentă importantă în desemnarea candidaților să fie realizarea acestui sondaj. Deci nu a fost o decizie la nivel național de conducere națională în fiecare filială? Nu, a fost o decizie a PNL Sibiu. A spus cine a făcut că o să desemnăm? Novel Research SRL este firma care ne-a realizat sondajul și pentru alegerile locale și care a fost cel mai aproape de rezultatul final al alegerilor locale, diferența fiind de 0,5% între rezultatul sondajului de la locale și rezultatul final al PNL la locale. Așadar, eșantionul reprezentativ pentru populația în vârstă de 18 ani și peste din județul Sibiu. Selecția a fost aleatoare a gospodăriilor, au fost intervate 1164 de persoane, eroarea de reprezentativitate este plus minus 2,9%. Perioada de sondare? 27 august, 5 septembrie. Ce înseamnă o componentă importantă, mai exact? Cum se va calcula importanța sondajului în definitivarea pozițiilor pe listă? Da, nu am stabilit un procent anume. Sunt, așa cum am menționat și până acum, decizia se va lua prin vot la nivelul organizației județene. Aseară, toți candidații la Parlament, în urma prezentării sondajului, s-au prezentat și au prezentat activitatea și proiectul politic pe care vor să-l aibă pentru Parlamentul României și dacă vor considera necesar, vom discuta săptămâna viitoare să fie un anumit procent. Însă va conta foarte mult decizia primarilor județului Sibiu, de asemenea implicarea în viața comunității. Are o pondere de cel puțin 50% acest sondaj? V-am spus că nu am stabilit o pondere, deci nici de 5, nici de 60%. Dar e principalul criteriu de selecție? Este un criteriu de bază, de la ce sondaj plecăm în analiza candidaturilor. Urmează și alte sondaje sau doar acest? Nu. Deocamdată nu intenționăm să mai facem un sondaj și la legile locale am făcut un singur sondaj de opinie care a fost relevant, aproape de rezultatul final, și care a stat la baza strategiei corecte pentru PNL în alegerile locale. Aș dori să vă mai întreb exact peste o săptămână, două săptămâni, vom putea ști lista de candidați? Până la finalul lunii septembrie am anunțat și săptămâna trecută că vom finaliza listele parlamentare. De altfel, acesta este și noul deadline. S-a decalat puțin inclusiv de la București deadline-ul pentru listele finale. Câte persoane și-au exprimat intenția de a candida pentru alegerile parlamentare? 11, veți vedea și în slide-ul pe care vi-l voi pune la dispoziție, ierarhia în percepția populației. Aș dori să vă mai întreb, ținând cont că până acum ați avut mandate doar de deputat, vă doriți senator? Să candidați pentru senat sau tot pentru Camera Deputaților? Eu m-am înscris pentru candidatura la Parlamentul României și voi candida acolo unde consideră organizația că pot să reprezint cel mai bine sibienii și interesele Partidului Național Liberal de a servi cetățenii. Îi vom trage ce vă doriți? Ce-mi doresc, Camera Deputaților. Ok. Sunteți mulțumită de rezultatele astea la sondaj? Reflectă oarecum situația actuală? În privința popularității? Am depășit de mult etapa în care să fiu mulțumită sau nemulțumită de un sondaj de opinie. Întotdeauna iau sondajele de opinie ca un instrument fundamental în conturarea strategiei. Dar, evident, sunt mulțumită de faptul că percepția președintelui Klaus Iohannis este una foarte bună. De asemenea, că locuitorii județului Sibiu au o intenție mare de a merge la vot, că PNL este prima opțiune politică și, de asemenea, că mă creditează cu încredere și reprezintă, de fapt, o recunoaștere a muncii mele în Parlamentul României, în politica românească. În ce scuze, a fost măsurată și intenția de a merge la vot? Aveți o rubrică pentru... Da, este 42% reprezintă rezultatul final dintre cei care vor să meargă la vot. Un procent bun, un procent slab? 43%. Au o opțiune definită și o exprimare mare de a intenției de a merge la vot. Dintre cei care merg la vot, 100%. Da. Nu din total. Nu,
dintre cei care au o opinie politică și intenția de a merge la vot. Aș dori să mă întreb de ce apare sondaj premierul Dacian Cioloș. Am testat mai multe personalități, le veți vedea. Sunt personalități, nu le-am citit acum că n-are rost. Sunt mai multe personalități testate și primele trei personalități în încrederea sibienilor sunt cele pe care le-am menționat. Președintele, premierul și cu mine. Vedeți posibil o înscriere a premierului în PNL până la alegeri? Cred că această discuție nu și-are locul acum. Dacă doriți, discutăm săptămâna viitoare. Acum v-am prezentat rezultatele unui sondaj și am mai spus ce cred despre prezența premierului în PNL și chiar nu are rost să rezistă. Dacă credeți că el se va înscrie? Deocamdată nu cred nimic legat de subiectul acesta. Surprinzătoare poziția Cristinei Kelman în sondaj? Am spus, nu, în general, când am în fața sondaje de opinie, nu am... Ca și organizație, ca și partid. Adică este o figură tânără care... Eu mă bucur când colegii din PNL sunt cotați bine în încrederea sibienilor. Nu pot decât să mă bucur. Ce target aveți pentru alegeri din punctul ăsta de vedere? Noi să-l stabilim și le anunțăm. În funcție și de lista care va rezulta, pentru că eu nu pot să-mi asum un target și să fie o listă pe care eu nu consider cea mai bună. Există și persoane care credeți că n-au șanse dintre cei 11? Evident. Evident, pentru că în momentul de față există, să spunem așa, două momente importante. Este momentul analizei sondajului și momentul rezultatului final. Eu, ca președinte de organizație, îmi doresc ca între momentul sondajului și rezultatul final PNL să crească. De aceea, numărul de locuri eligibile diferă între momentul sondajului și rezultatul final. Nu vom putea să câștigăm toate locurile la Camera Deputaților și toate locurile la Senat. De aceea, evident, vor fi colegi care nu vor fi pe locuri eligibile. Dar sper într-un rezultat mare. Și vreau să vă mai spun un lucru. Între momentul sondajului la alegerile locale și rezultatul final, PNL a crescut. De aceea sunt încrezătoare că și între momentul sondajului de la parlamentare și rezultatul final, PNL va crește. Ați fi preferat un vot uninominal în continuare? Am mai spus lucrul acesta. Da, opțiunea mea fermă a fost dintotdeauna pentru vot uninominal preferențial pe listă. Adică partidele să vină cu o listă de candidați și să se selecteze preferențial candidații din lista respectivă de către alegători. Într-un fel, sondajul pe care noi l-am pus la baza deciziei politice e o simulare, dacă vreți, a unui vot preferențial pe listă. Dacă, de exemplu, am fi avut votul preferențial pe listă la nivel de țară, PNL Sibiu s-ar fi dus cu această listă și sibienii ar fi ales. Vreau să întreb criteriile de integritate. Toți cei 11 le îndeplinesc sau după ce se stabilește lista finală se verifică fiecare în parte? Criteriile de integritate, da, sunt respectate de către cei care vor candida din partea PNL la Parlamentul României. De altfel, am fost o voce puternică în PNL la nivel național, care am susținut că odată stabilite criterii de integritate la nivel local pentru aleșii locali, să avem obligatoriu criterii de integritate, aceleași criterii de integritate și pentru Parlamentul României. Da. Da, știi ce? Da, mulțumim. Eu primit atașa. Am pus slide-ul cu personalitățile candidați la Parlament. Gata, mi se pare că